Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor Ensien. Astăzi am venit la kinetoterapeut pentru a discuta despre problemele care pot să apar acum în plin sezon cald. Bine te-am găsit! Bine v-am găsit! Spune-mi, te rog frumos, cu ce probleme se pot confrunta sportivii de ocazie, mai ales acum la început de vară? Pentru că discutăm de sezonul cald, principalele alergări ca și sport de masă sunt alergările, iarăși partea de bicicletă este unul dintre sporturile preferate ale oamenilor în aceste momente și, bineînțeles, sporturile, indiferent că sunt individuale sau de echipă, gen tenis, fotbal, iarăși avem parcurile frumoase la care se poate ieși în zona de basket și sporturi care se pot juca cu unul sau mai multe persoane. Sunt foarte multe persoane care încep să facă mișcare când vine căldura și care nu sunt pregătite pentru mișcare. Ce presupune pregătirea pentru a face un sport la un nivel puțin peste cel de începător? Indiferent că vorbim de sportul de amator, care oricum a crescut foarte mult în ultimii ani, procesul de încălzire este unul dintre cele mai importante aspecte. Întotdeauna, indiferent că lucrăm cu echipe sau cu sportivi, indiferent că sunt amatori sau a sportului de masă sau de performanță, spun un lucru, cel mai important aspect este cel de încălzire. Cu cât facem sport, mai puțin, și aici mă refer și de la o sesiune de alergare de 10 minute, cu atâta va trebui să te încălzești mai bine, pentru că corpul este angrenat într-o zonă mult mai solicitantă. La fel și la fotbal sau alte sporturi de echipă. Cu cât joci mai rar, cu atât ar trebui să te încălzești de fiecare dată și mai bine, astfel încât pregătirea înainte să fie mult mai adaptată, să zicem, zonelor de expunere și efort, dar în același timp și partea de pregătire, adică ar fi bine înainte să înceapă diferite sporturi sau înainte de a veni anotimpul cald să avem un pic de pregătire în acest sens. Că e vorba de alergare, că e vorba de stretching sau că e vorba de mers ușor la sală, astfel încât să primim, să zicem, anotimpurile călduroase și partea de mișcare cu o anumită structură de efort stabilită deja articular și osos. Ce presupune o încălzire, câteva elemente de bază? Categoric ar trebui vizate logic. Ce presupune încălzirea, câteva elemente de bază? Categoric trebuie văzute principalele articulații. Gâtul, zona umerilor, zona brațelor, zona coloanei vertebrale și zona bazinului, terminând ulterior cu picioarele, fiecare pe rând, indiferent de tipologia care vrem să o urmăm de sport sau mișcare, ele trebuie mobilizate, făcute cu amplitudine și, bineînțeles, nu într-o, să zicem, mișcare foarte bruscă, să nu fie mișcări explozive, astfel încât să adaptăm corpul, practic, la ce urmează să facem. Dragi telespectatori, Lucian și Matei s-au oferit să ne arate câteva elemente ale unei încălziri. Bun, o să facem o încălzire specifică competițiilor de alergare și de biciclete care sunt cele mai des întâlnite și împreună cu Matei o să exemplificăm tot ce înseamnă încălzirea globală. Ușoară aplecări ale capului cu contracțiile pumnului ca să stimulăm puțin fluxul sanguin. Ușoară îndoiri stânga-dreapta, o să mergem puțin mai repede ca să parcurgem o încălzire cât mai complexă și fără să grăbim, ușoare răsucit, ca și cum ne-am uitat în spate, peste umăr, nu uităm de respirație și fără să grăbim. Trecem la rotații ale braților cu ridicări de vârfuri. Atacăm la fiecare mișcare, iar după 5 repetări schimbăm rotațiile în sens opus, în spate, foarte bine apre și mergem. În următoarea etapă, ușor trecem la răsucire de trunchi, de o parte și de alta, privirea urmărește fiecare zonă. Și mergem pe aplecări cu răsuciri. Ca să trecem în zona trunchiului, rotații după fiecare și răsucim puțin. Trecem în zona de bazin, rotații, schimbăm sensul de rotație. Și nu în ultimul rând, foarte important, genunchi, tălpi apropiate, rotați într-un sens, foarte bine, rotați în celălalt, rotați, depărtăm genunchii, apropiem ușor și încet genunchii, și nu în ultimul rând, schiena, de parte și de alta. Relaxăm, foarte bine, mulțumim!
trendul inferior, picioarele, bazinul, sunt cele mai expuse în ceea ce înseamnă alergare, sau există un fenomen mai nou de footing, se numește, de mers mai alert, și ele ar trebui pregătite. Că e vorba de gleznă, genunchi, bazin, ele trebuie pregătite pentru acest proces și mai mult decât orice poate salva din ceea ce numim noi accidentările de rulaj, care apar pur și simplu de la că faci bandă, că faci alergare sau mergi la basket sau fotbal, pot apărea din cauza, să zicem, sistematizării și lipse de pregătire. Așa că o încălzire simplă de câteva minute poate salva aceste situații. Care sunt principalele probleme cu care vă confruntați voi, kinetoterapeuții, în perioada aceasta? Foarte multe, să zicem, probleme musculare și articular-osoase, că-s vorba de întinderi sau diferite situații de accidentări, cum ar fi diferite tendoane ale articulațiilor mari care apar la schimburile de direcții, bineînțeles, ori din lipsa de încălzire sau din lipsa de pregătire, sau în cazul jocurilor care expun diferite mișcări ample și rapide, gen fotbal, basket, unde pe lângă încălzire, întotdeauna am spus că partea de refacere cu 1-2 minute de stretching la final poate salva de la foarte multe probleme. Așa că cele articulare și musculare cred că sunt principale în acest sezon cal care apar ca și accidentări. Nu vrem să speriem pe nimeni, dar spune-ne, te rog, Mos, care sunt riscurile? Cât te poate ține o problemă minoră pe bancă? Categoric aș spune că probabil 5 minute de încălzire te poate salva de la o lună sau o lună și jumătate de repaus forțat, care poate surveni din cauza unei accidentări. Între 2 și 6 săptămâni, să zicem, accidentările ușoare pot să te țină în afara, să zicem, probabil pasiunii care o ai, indiferent care e tipul de mișcare sau sport. Așa că probabil merită să sacrificăm între 5 și 10 minute și la început și la final sau în total, că putem face foarte multe lucruri, astfel încât să nu stăm pe bară între 2 și 6 săptămâni. Ceasul rău, pisica neagră, cu toată pregătirea, se poate întâmpla să apară o accidentare. Ne poți spune așa, în funcție de fiecare situație în parte, ce putem face ca măsură de prim ajutor? În primul rând, dacă nu e accidentare puternică, indiferent că ai consultat un specialist sau nu, până a vedea pe cineva, ar fi bine să conservi respectiva accidentare, însemna să pui o compresă rece sau probabil gheață. Primul lucru care aș face ori în ziua respectivă sau următoarea zi, medicul de familie sau un medic specialist, dacă avem acces în alte zone ale, să zicem, medicine de specialitate, și în funcție de indicații, practic, aș proceda și aș urmăra planul terapeutic. Cu siguranță repausul și, încă o dată zic, cărăcirea și conservarea traumatismului sunt principalele lucruri. În cazul în care accidentarea mai grea, ar fi bine medicul specialist consultat, poate chiar din prima, să sperăm că nu e cazul să fie nevoie să sunăm la 112 sau alte situații. Sunt foarte multe persoane care pleacă pe munte nepregătite. Nu vorbim neapărat de echipament, ci mai ales de o trusă de prim ajutor. Totuși, ce nu ar trebui să le lipsească din rucsac? Cu siguranță partea asta de dezinfectant, indiferent că e substanță de gen Rivalon sau Spirit, ar trebui să existe într-un orice tură de munte sau de trekking. Cu siguranță tifon, pentru că putem avea o simplă zgârietură și atunci putem previne o infecție. Și mai mult decât orice, sunt mici atele de lemn foarte mici care se pot pune într-o trusă sau într-un ghiozdan, așa că ar fi minimul care ar trebui să-l avem. Plus celelalte medicamente care se pot lua și fără prescripție de la farmacie, astfel încât în cazul interperiodă sau alte situații să putem interveni. Și mai mult decât orice, cred că echipamentul este ceea ce poate salva, dar în același timp și face diferența într-o situație mai plăcută sau mai neplăcută. Asta ne poate ajuta, ne dă un confort sau, din potrivă, nefiind pregătiți, ne poate crea disconfort sau avea neplăceri pe munte, care dincolo de plăcerea și relaxarea naturii, este un practic un factor solicitant. Vorbim de o chestie dificilă și o activitate care necesită echipamentul de rigoare. În cazul unei entorse, de exemplu, iei un antiinflamator și zici că a trecut. Totuși, de ce este important să ajungi la un specialist? Plecând de la premisa că o torsul se vindecă rapid și trece rapid inflamația, dar imaginați-vă că tendoanele respective rămân relaxate și atunci vom avea o predispoziție de a face repetate întorse. De-aia e bine să apelăm la un specialist, indiferent că vorbim de kinetoterapeut, medic sau altfel de specialist, pentru că îți va da indicații necesare, dincolo de tratament, cum să previi
situațiile. Și cred că aici face diferența în pe termen mediu și lung să nu ai probleme sau pe termen mediu și lung să poți trata rapid problemele. Îți mulțumim tare, tare mult pentru răspunsurile minunate pe care ni le-ai oferit. Cu drag. Iar noi, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși!